Pentru masca aceasta ne trebuie nahut. Să vă arăt nahutul care a fost fiert. L-am muiat pe noapte, l-am fiert și am luat de aici două linguri și am bătut la blender. L-am pregătit, iată aici, pireul acesta. Și vreau să vă spun că aici am și nahut încolțit cu hrișcă verde încolțită, care adaugă lăcășăciuri. Doar pentru cei care nu vor să fiarbă nahutul, pentru vegani, vegetarieni, puteți să folosiți, să uscați nahutul încolțit și să-l folosiți la fel pentru măști. Nu ne va trebui astăzi, că astăzi vom prepara din nahut proaspăt. E de dorit să luăm nahut fiert în condiții casnice și nu procurat din magazine. Nahutul, ca și alte boboase, este foarte bogat în proteine, în fier, în cupru, în zinc, care se folosesc acum în industria cosmetică. Cupru previne distrugerea colagenei, iar zincul este un coferment. Ne mai vorbim de faptul că în nahut se conține acid hialuronic, când îl fierbe, și amidon, acid hialuronic și amidon. Când fierbem, se obține așa o masă mucilaginoasă, care și ne oferă lifting, ne oferă luminozitate, ne oferă fermitate. Puteți să aplicați doar pasta aceasta, fără niciun adaos. Dacă veți face chiar la o zi, la 2 zile, timp de 10 manopere, veți vedea un efect foarte vizibil de îmbunătățire a tenului, de împrospătare, de fermitate, de înălbire. Dar noi astăzi vom adăuga un albuș pentru a mări efectul și pentru a maximaliza efectul de botox. Luăm ușorul de sub găină. Cine are găinușe? Dacă nu, o ușor proaspăt. Alegem gălbenușul de albuș. Puteți să bateți cu furculița. Eu am aici așa un mixer micuț, 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 care mi ajută să bat albușul. Puteți să bateți albușul cu o furculiță, chiar împreună cu pasta de nahut. Așa. Adăugăm albușul. Albușul. Și amestecăm bine, bine, bine. Dacă aveți tenul combinat sau tenul este gras, poros, puteți să aplicați acest amestec direct pe toată fața. Puteți să, fără să mai adăugați ceva, aplicați acest amestec, aplicați masca și chiar și în jurul ochilor, pe decolteu, pe gât. Dar eu, fiindcă am tenul uscat, tenul meu este sensibil și pentru tenul uscat cu perozic, vă recomand să adăugați ulei vegetal. Ulei de migdale, ulei de susam, eu voi adăuga, ulei de floarea soarelui, de măsline, dacă chiar și nu aveți. Uleiul vostru preferat, de jojoba. Și amestecăm bine, bine. Am primit o masă, este lichidă, nu-i nimic, fiindcă eu am dizolvat cu fiertura și vă recomand și vouă să dizolvați în apa sau în fiertură, fiindcă în apa care a fiert nahutul este foarte mult amidon care ne dă efectul de lifting. Puteți să vă preparați o mască mai consistentă. Mie îmi place această mască așa mai lichidă, fiindcă o voi aplica strat după strat, un strat subțirel, și să știți că cu cât stratul e mai subțirel și el se prinde, adăugați alt strat, apoi alt unul după altul și stați cu această mască relaxată, timp de 20-30 de minute, fiindcă aceasta este o mască care cere să vă luați timp. Vă pregătiți o infuzie de plante medicinale care respectiv tenului vostru și cu un prosop îmbibat în această infuzie, ușurel, ușurel înmuiați masca și o înlăturați.
Apoi vă aplicați o cremă din rutina voastră de îngrijire. Eu vă mulțumesc că ați fost cu mine, vă iubesc, vă îmbrățișez și sper că sfaturile mele să vă fie utile. Cum voi folosiți nahutul în alimentație, în frumusețe, în sănătate, vă rog să scriți în comentarii. Aplicați masca de la decolteu pe gât, de jos în sus. Este foarte plăcută, aromată. Și nu uitați și în jurul ochilor. Dacă aveți posibilitatea să stați înclinate sau cu capul în jos, masca va avea un efect dublu.